Municipiul Medgidi, anul 2014, la intersecția străzilor Monumentului cu Dumitru Chicoș. Dacă ai ghinionul să treci prin această zonă, este imposibil să nu observi un crater de aproximativ un metru adâncime. Se spune că Alfa Media exagerează, că Alfa Media inventează, dar priviți surpriza din mijlocul drumului, o adevărată capcană atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Ce-i drept, aceasta a fost semnalizată de către trecători așa cum au putut, dar groapa, tot groapa a rămas. Oamenii spun că problema este una veche, așa că au rămas pesimiști în privința repararii acesteia. Se roagă doar să nu se întâmple o nenorocire. Groapa asta mereu se face aici. Aici le repară la mântuială totdeauna. Eu aici am trecut foarte des și era foarte bine, dar acum cum s-a format chiar nu înțeleg. Are mai mult de unul și ceva, două ori întregi de zile. Am vorbit cu edilul orașului. Ce știu autoritățile despre această zonă de oraș? Este o groapă apărută pe trama stradală. Este în garanție și compania care a făcut lucrarea are obligații în perioada de garanție să refacă drumul și să-l aducă la o stare absolut normală. Acest lucru a fost comunicat către Tehnologica Radion și urmează ca în zilele următoare să facă această lucrare. Vă este cunoscută această problemă a gropilor care invadează aproape toate străzile? Teama de a nu ajunge de pe șosea într-o groapă a devenit marul oricărui șofer. Dacă situația se va schimba sau nu, rămâne de văzut. Până atunci, aveți grijă pe unde circulați.